Ați auzit de trasul curentului sau mai recent mitul că te trage curentul? Hai să vorbim despre el la mit. Ok, din păcate asta nu este chiar un mit și există o explicație fiziologică pentru acest tras de curent. De fapt, curentul reprezintă un aer rece care se mișcă prin încăpere, da? Și noi stăm în acel aer rece. Aerul rece va determina scăderea temperaturii pe o parte a corpului, cum ar fi o măsea, de exemplu, sau în zona urechii, sau în zona cervicală. Scăderea temperaturii ne supresează imunitatea, pentru că se produce o vasoconstricție, iar imunitatea nu-și mai face treaba cum trebuie. Totuși, ca să avem simptome după trasul curentului, trebuie să avem o infecție subclinică. De exemplu, o infecție virală sau o bacterie. Ne-am curățat urechea prea agresiv și avem deja o bacterie subclinică, urechea nu ne doare și ne expunem la curent. Stăm în tren, de exemplu, și ne trage acest curent. Și hai să mergem la aplicația Biomap să vă arăt exact ce se poate întâmpla. Avem o infecție subclinică, cum ziceam, și ne expunem la curent. Temperatura în ureche scade de la 37 de grade Celsius la aproximativ 33 de grade Celsius. Temperatura ideală ca această infecție, fie bacteriană sau virală, să înceapă să înflorească. Și atunci facem ceea ce se cheamă otită externă. Avem această infecție. Acum hai să ajungem la mit. Unul din tratamentele populare este să facem un con de ziar, să-i dăm foc și să-l punem în ureche ca să scoatem demonul. Acel curent nu este un demon și acel curent nu mai poate fi scos odată ce el și-a făcut treaba. Ce se poate întâmpla este ca prin această metodă relativ periculoasă să introducem puțin aer cald pe acest traiect, să facem o vasoconstricție care să reducă foarte puțin inflamația și să reducă foarte puțin durerea la nivelul urechii. Acesta este un mit și această tehnică eu nu vă recomand.